Draga Olteanu. A fost prima... Oh, Doamne, până prin 89, eu nu credeam în de ochi. N-am crezut niciodată. Eu cred în Dumnezeu și atât. Dar mi s-a făcut rău la a treia melodie și dânsa a intrat după mine. Și stăteam în culise să pregăteam. Fostea mare, așa frumă. Și a venit, mi-a dat o domnișoară o floare și după un minut am simțit că mi se explodează capul, efectiv. Repet, eu necrezând în de ochi. N-am mai știut versurile, n-am mai putut să cânt, nu știu ce, și m-am uitat disperat în dreapta, așa ca să trebuia să ies. Și zic, numai o secundă că mi s-a făcut rău. Am spus că eu spun la microfon absolut tot ce simt, n-am nicio problemă. Și când am ieșit, doamna dragă așa, îți dăduse seama despre ce e vorba, m-a băgat așa cu capul sub fustă, dar avea mai multe straturi să nu țin tipul ea ceva, și mi-a zis ceva. De ochi. Mi-a zis, da, n-am auzit ce mi-a zis. Așa, te-a descântat. Da, efectiv mi-a luat cu mâna și am intrat și am putut să-mi fac recitalul pe urmă.